Multirotorul cu telecomandă bine echipat se transformă într-o jucărie spectaculoasă. Marian Bahulea este unul dintre românii care deține o dronă, este pilot și se ocupă de prepararea multirotoarelor. Dâmbovițeanul a republicat de câteva filmări realizate cu această aparatură. Însă, Ministerul Transporturilor vrea să interzică dronele echipate cu aparatură de filmat. După câte am înțeles, autoritățile construiesc o lege împotriva acestor jucării. Da, din păcate chiar au construit. Legea este vorba de ordinul numărul 8 din 2014, care ne limitează pe noi foarte mult în zburat, la modul că nu mai avem voie să zburăm, să decolăm cu niciun fel de aparat ce are montată cameră de la vedere sau echipament de transmisie de date pe el. Ceea ce nouă ne-a cam distrus business-ul, sincer. Iar la fel nu mai avem voie să zburăm cu nimic peste 1 kg. Jucăria asta are undeva la 2 kg 200. Motivul principal pentru care se interzice folosirea acestor aparate ar fi spionajul. De asemenea, a mai apărut o eroare privind acest aspect. O persoană a filmat cu ajutorul unei drone o autostradă neterminată, deși oficial era declarată terminată. Alt motiv de supărare ar fi imaginile din dronă de la locul accidentului aviatic întâmplat recent în Munții Apuseni. Motivele nu le știu 100%. Explicația oficială a fost că se dorește oarecum alinierea la standardele europene, dar din nefericire standardele europene sunt total diferite față de cele românești. Nicăieri în Europa, în țările membre, nu sunt interzise. Într-adevăr, sunt interzise cele peste 25 de kg, dar nu e cazul la noi. Deja la 25 de kg vorbim de modele foarte mari. Ministrul Transporturilor, Ramona Mănescu, a dat un ordin publicat la data de 21 ianuarie, în care se vorbește, printre altele, ca cei care dețin drone cu masă mai mică de 1 kg pot să le folosească fără certificate și fără autorizări, cu condiția ca aparatele să fie manevrate într-o zonă deschisă, fără construcții de locuință și să nu aibă aparatură de filmat sau transmisie de date montată pe ele. Foarte interesant, numai că nu prea e permis să facă ce vrea. Știi ce este? Da, știu cum, dar nu mai mi-aduc aminte cum e botezat. Da. Ați mai văzut așa ceva? Am văzut, da. Unde ați mai văzut? Păi am mai fost pe-n țară, am mai umblat, nu? Așa și mai, bineînțeles, și mai mari și mai alte chestii care fotografiază, și asta probabil că fotografiază, ne? Da. Dronele știu din filmele SF și din ce am citit, sunt niște aparate micuțe de zbor care filmează și transmit imagini de la fața locului, să folosesc și în spionaj și pentru a arăta imagini care nu pot fi accesate în mod obișnuit. Mulți contestatari au reclamat faptul că instituția a dat acest ordin, mai ales după ce pe internet a apărut o filmare realizată cu o dronă în care se vedea că autostrada declarată terminată de Ministerul Transporturilor, de fapt, nu era gata. Ulterior, în urma insistențelor celor care se ocupă de aeromodelism, Ramona Mănescu a anunțat că va reveni asupra ordinului.